Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vești mode, am avut a question of time. 7:22, să înceapă deșteptarea. O trupă supra-dotată, o trupă genială. Oare de când și-au dat ei seama că o să facă muzică? Când îți dai seama că ești genial și că o să revoluționezi muzica? Crezi că și-au dat seama? Băi, la un moment dat, cred că ai, nu știu, se întâmplă ceva în capul tău și realizezi. Băi, frate, e ceva uluitor. Sunt peste tot, da. Aha. Eu nu cred, cred că din exterior vin semnalele astea. Nu cred că tu realizezi cât de bun ești. Eu n-am realizat. Dar știi că am citit că sunt semnele, ca să-ți dai seama că ai un copil supradotat sau genial, sunt surprinzătoare. Adică trebuie să te uiți unde nu te gândi. Nu că învață repede limbi străine sau nu știu ce, asta ni se întâmplă tuturor, mă înțelegi? Ci, de exemplu, deci am citit, sunt cercetătorii de la un institut american specializat pe probleme familiale. Și spun așa, unul dintre semnele care le-ar putea indica părinților faptul că au un copil supradotat este reprezentat, citesc, de dificultățile acestora de a realiza sarcini simple, de exemplu, să-și lege și returile. Nu cred. Da. Eu aici, din păcate, am dezamăgit de vreme. Adică eu mi-am legat și returile repede. Ai fost perspicac? Da, da. Adică s-au prins. Ăsta nu e supra-dotat deloc. Ia uite ce repede a învățat să-și lege și returile. Dar după aceea au avut, cred, speranțe cu alte momente de lipsă de îndemânare. Deci adică sunt atât de neîndemânat. La cât de îndemânatic sunt eu, cred că și acum am șanse să devin un copil supradotat. Practic, pot să desfac lucruri. Deci jumătate de treabă am învățat-o. De pus la loc mai e greu, dar de desfăcut. Da, aici semănăm cumva. Da. Cred că toată lumea poate să desfacă lucruri. Mai nu știu să desfac. Ca mine, știi ce bine desfac? Da. Jucării, orice. Băi, la mine... Le mai ai? Treaba e concretă. Radu nu are niciodată șireturile legate. Practic nu poate să le lege sub nicio formă. Le leagă, dar se dezleagă până coboară treptele. Deci e un geniu. Târâie șireturile de... după el. Și pentru mine e o ușurare vestea asta, că măcar nu mă mai enervez. O leau ca fiind genial și... Da, e olimpic la... sau celălalt e olimpic. Asta e olimpic la mate. A, deci e olimpic la mate și nu-și leagă șireturile? Da. Băi, ne... adu-l până aici, nu? Pe la radio, să ne facem poză cu el. Da, să ne facă de râs. Da, că cine știe. Cum ar fi, mă? Adu-l, mă, să ne dea probleme. În ce clasă el e? El e într-a treia? Adu-l la radio să ne dea niște probleme. Vezi că era fost foarte interesant la Muzeul Copiilor. Știți că vorbeam că se duce la Muzeul Copiilor. Nu e... Dar a zis că a fost interesant. Gata, mergem. Dar ce ați văzut la Muzeul Copiilor? Au văzut o felul de... copii. Ce, tu ai fost? Nu, dar doar am fost să-l iau. Da. Și ce e la muzeul? La final a fost un escape room. Nu lasă până la final. Le place foarte mult. Nu scapi cu escape room. Zi ce se întâmplă la Muzeul Copiilor. N-am intrat prea mult în detalii, că trebuia să iau și ceva de mâncare și... Da, altceva, cine mai arată? Un copil supradotat care ne trimite un mesaj. Zice, neața, dacă faci prima încrucișare invers, nu se mai dezleagă singure și returile. Prima încrucișare? E clar că e supra de genial. Adică eu nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Alte semne. Performanțe insuficiente în școală. Mamă, aici am fost supradotat din ce vorbești, da, mă? Da, primii da, suntem. Da. Pentru că... Eu cred că așa ne-am ales la emisiunea asta. Da. Da, ia să iai pe... Copiii supradotați au o nevoie extremă de stimulare mentală constantă. Tu ai observat că nu veni și cluze mereu la... Da, exact. Așa. La școală se pot plictisi cu ușurință. Da. Mamă, mi-era un somn. Pentru că învață lucruri mai repede decât colegilor. Corect. Poate nu de asta, mă rog, nu de asta, una, dar... Aici se încadrează ălalt, Ștefan. Ăla vine plictisit fiert câteodată. Mm-hmm. Da. Ce el învață mai repede? Îmi zice că nu mai suportă să-mi are toate materiile alea, desen, tehnologie, nu știu ce. Deci Luca este un părinte... Am doi copii super dotați, gata. Meserie, gata. A hotărât, copiii lui sunt geniali. Deci ăla, pentru că se plictisește la școală, vine plictisit de la școală, e clar, e genial. Da. Și ăla are și returile dezlegate. Se dezleagă și returile. Și olimpic. Până la etajul 1. Da, ce mai vrei... Mă rog, mai auzi. Și de exemplu, le este greu să se bucure... Da. Asta e, pentru că sunt foarte multe lucruri. Sunt multe litere. Genialule. Zice, auzi, este... cum e corect? Geniali sau genialii? Asta este o poveste veche. A fost... A fost o emisiune de televiziune la un moment dat. O făcea doamna Firea. Și doamna Firea. Era prin rotație. Exact. Mai multe cadre din...
Da. Antena 1. Și care se chema Geniali. Da. Și legenda spune că se chema Genial pentru că au comandat decoruși, după care au comandat literele și nu încăpeau toate. Ca atare... I-a rămas unii pe afară. Acum modelul Diavol Vișin? Da, exact. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.